Cum e viața ta acum, după ce ai devenit mămică? Cum te-ai schimbat? Te-ai schimbat de fapt, în primul rând? E foarte liniștită. Eu petrec tot timpul cu băiețelul meu și sunt bine. Vreau să stau departe de orice fel de scandal. De când am născut, nu am mai vrut să mai am nicio apariție. De asta am încercat să stau departe de emisiuni și de absolut tot ce înseamnă media. Te-a afectat în vreun fel faptul că ai apărut în trecut? Ți-a afectat viața personală? Da, și acum am fost destul de supărată. Ai spus că vrei să stai, să petreci cât mai mult timp cu băiețelul tău, dar nu mi-ai spus nimic de soțul tău. Soțul e mai mult la muncă, ne vedem mai mult seara, weekendurile plecăm în parc, activități de familie. Nu vreau să mai fiu asociată cu foștii, într-adevăr, cu toții greșim și așa mai departe, dar nu vreau. Acum vreau să-mi văd doar de copilul meu și să stau liniștită. Te gândești ca Luca să aibă un frățior sau o surioară? M-am gândit și la varianta aceasta, dar poate peste un an, doi. Momentan încă el este mic și vreau să-i ofer toată atenția lui. Tu, în momentul de față, ce faci mai exact? Stai cu cel mic acasă? Da, stau cu cel mic acasă. Are câteva luni până face 2 ani. Și mulțumim. Până la 2 ani voi sta cu el acasă. Și tot ce-a fost cândva, lasă în urma mea, mi-e bine. Spune-mi, te rog, cât de mult te-au afectat pe tine... Te-a afectat jobul pe care l-aveai în trecut? Atunci am fost foarte afectată și chiar și după aceea, pentru că am avut o perioadă în care am vrut să mă angajez la o firmă foarte importantă și ținând cont de faptul că în ziare mai apar poze și filmulețe și sunt asociată cu urmele fostului, mi s-a spus că nu se poate, pentru că nu... vor scandaluri. Deci să înțeleg că în momentul ăsta ai niște regrete. Categoric. Ce regreți cel mai mult? Faptul că am avut niște relații cu niște persoane nepotrivite. Că... lucru care nu l-aș mai face niciodată dacă ar fi să dau timpul înapoi. A apărut astăzi în presă, au apărut niște articole, de fapt, referitoare la tine și la soțul tău, cum că nu ați mai fi împreună. Care este adevărul până la urmă? Da, nu știu exact de unde au fost aceste speculații. Aceste articole chiar nu au nicio legătură cu adevărul. Da, ideea e că tu pe contul tău de Facebook ai acolo la relație că ești singură. Unul da. La mână și doi, din ce am citit, ar fi vorba de surse din anturajul tău care... Din anturajul meu? Da, așa scrie în articol. Da, lumea vorbește destul de mult, dar pot să spun că am și foarte mulți dușmani și lumea, ca să facă rău, poate să facă multe. Dar relația ta cu soțul tău în momentul de față este una ok? Da, este una ok. Am văzut că scrie și că ar fi părăsit căminul conjugal, ceea ce nu este adevărat. În orice căsnicie mai există nici certuri. Probabil când m-am enervat vreodată am schimbat și am uitat să trec. Într-adevăr, știu că scrie că sunt singură. Știi tu vorba aceea că nu este fum fără foc, deci probabil ceva a fost de la care s-a pornit. Ca în orice cuplu, fiecare au mici certuri. Nu există căsnicie perfectă. Dar s-a pus vreodată problema divorțului? Nu, nu intenționez să divorțez, suntem împreună în continuare și dacă cineva mai află ceva, să-mi dea un telefon și le răspund cu drag și le spun eu tot adevărul. Ce vor să știe, vor afla de la mine. Crezi că cineva îți vrea răul? Ai spus mai devreme că ai niște dușmani. E toată lumea. Am avut și în trecut dușmani și presupun că nu sunt foarte iubită de multă lume.